Emoție de Crăciun de Kate Westland și Eve Tarlett. Wow, ce frumos, o stea căzătoare, a spus Clara, micuța căprioară. Mami, este adevărat că fiecare stea de pe cer este o dorință care așteaptă să fie îndeplinită? Nu știu, draga mea, dacă este chiar adevărat, i-a răspuns mama, dar mereu am crezut în faptul că, dacă îți dorești ceva îndeajuns de tare, atunci îl poți îndeplini. Apoi mama Clarei a spus cu o voce joasă: iarna a venit atât de devreme anul acesta, e prea multă zăpadă și nu avem destulă mâncare. Mă tem că va fi un Crăciun sărac pentru toată lumea. Mamă, noi vom avea destulă mâncare? A întrebat Clara. Ne vom descurca cumva, draga mea, i-a răspuns mama. Dar este ajunul Crăciunului. Clara iubea Crăciunul, așa că s-a uitat sus la stelele sclipitoare și și-a pus o dorință în care credea cu tărie. În ziua următoare era și mai multă zăpadă. Cu siguranță nu era deloc ceea ce și-a dorit Clara. Zăpada făcea totul atât de dificil. În depărtare, Clara a auzit un sunet care părea să fie clinchet de clopoței. Clopoței? Nu am mai auzit niciodată clopoței în această parte a pădurii până acum, s-a gândit ea și, curioasă, a urmărit sunetul. Vai mie, ce este acesta? Ce ai de gând să faci? A întrebat Omin veverița. Voiam să urmăresc sunetul de clopoței. Ce clopoței? Eu nu aud niciun clopoțel, a spus veverița. Eu am auzit, chiar am auzit, iar când am urmat sunetul, am găsit aceste fructe de pădure. Dar nuci, nuci, ai găsit cumva? A întrebat veverița. Din păcate nu, n-am găsit nicio nucă, i-a spus Clara tristă. Poate ar trebui să vin cu tine în cazul în care găsești câteva. Ascultă, cred că aud din nou clopoței. Dar eu nu aud. Șșșș, îl întrerupse Clara. Hei, unde vă duceți voi? A întrebat Raf iepurașul. Urmărim sunetul de clopoței, a răspuns veverița. Ce clopoței? Stai, de fapt, cred că-i aud și eu. Dar de ce urmăriți sunetul? Clara a urmărit sunetul și a găsit niște fructe de pădure. Păi în cazul ăsta vin și eu cu voi, pentru că tot ce-mi place să mănânc pare să fie acoperit cu zăpadă, a spus iepurașul. A urmărit împreună clinchetul de clopoței. Au, a strigat Raf, mi s-a blocat lăbuța într-o creangă. Mă puteți ajuta? L-au ajutat și în timp ce veverița împingea creanga, iar Clara trăgea cu toată puterea, ramura s-a rostogolit, iar Raf a fost eliberat. Dar pe când creanga se rostogolea, au început să cadă alune de pe ea. Vai, vai, alune, a exclamat veverița. Stai puțin! Cred că ar trebui să le împărțim și cu ceilalți, a spus Clara. Să împărțim? A întrebat veverița. Da, să împărțim alunele și fructele găsite. Apoi, cu ce mai găsim pe acasă, poate mânca toată lumea câte ceva. Deja nu avem foarte multe. Să mai și împărțim, a spus Min veverița. Dar ce-ar fi dacă am face o petrecere în care le putem împărți cu toată lumea, a propus iepurașul. Da, să facem o petrecere de Crăciun, a răspuns Clara. Ce se întâmplă aici? Au întrebat păsările. Clara a auzit clopoței și când am urmărit sunetul lor, am găsit câteva gustări delicioase. Și acum vrem să sărbătorim cu toată lumea, a spus Raf. Vreți să veniți și voi? Avem și noi câteva semințe pe care le-am putea aduce, au spus păsările. Le putem invita și pe bufniță și pe celelalte păsări. Sigur, invitați pe toată lumea, a spus Clara căprioara. Ne vom întâlni la poalele dealului mai târziu. Apoi putem urca până în vârf împreună. Este locul perfect pentru a sărbători Crăciunul. Păsările au plecat în zbor și au transmis invitația. Curând, animalele din toate părțile pădurii au început să se strângă la poalele dealului. Și fiecare dintre ele a adus ceva pentru sărbătoarea de Crăciun, ceva de împărțit cu toată lumea. Când au ajuns în vârful dealului, nu
omul a venit să creadă ochilor. O, uitați-vă la pom, au spus toate în cor. Era plin de mâncare și gustări delicioase, iar lângă el se afla un măgar prietenos. Eu sunt bunuțul, a spus măgarul zdrângănind din clopoței, pe care i-avea prins la ham. Clopoței tăi, a spus Clara, tu ai făcut toate acestea? Nu, copiii de la fermă au fost îngrijorați că, după atâta zăpadă, animalele pădurii nu vor avea destulă mâncare, a spus măgarul. I-am ajutat să care mâncarea, iar ei i-au pus-o în mai multe colțuri ale pădurii, ca să o puteți găsi. Apoi au decorat acest pom pentru Crăciun, special pentru voi. Ia uitați-vă ce de-a lune, a spus veverița. Vă mulțumim atât de tare, au cântat păsărelele. Parcă am auzit-o pe micuța căprioară spunând ceva de o petrecere de Crăciun, a spus bunuțul. Așa că m-am gândit să mă alătur și eu vouă dacă mă primiți. Am adus morcov ca să împărțim. Așa că animalele au împărțit toată mâncarea, au cântat colinde și au dansat împreună fericite, iar bunuțul a spus povestea primului Crăciun. Îmi place să împart, a spus veverița, cu fălcuțele pline de alune. Acesta este cel mai minunat pe Crăciun pe care l-am avut vreodată, a spus iepurașul. Clara s-a uitat la bunuțul și la clopoței lui, apoi la mama ei. Mi-am pus o dorință pe o stea, mama, i-a spus Clara. Mi-am dorit să putem sărbători Crăciunul și să avem cu toții parte de surprize minunate. Dintr-o dată, o stea strălucitoare a căzut de pe cer. Toată lumea s-a oprit să o admire. Era superbă. Niciun Crăciun de până acum nu s-a mai comparat cu acesta. Să împarți este cel mai bun lucru, au fost cu toții de acord. Împărțind, dăruim, iar să dăruiești este adevărata esență a Crăciunului.